Tragedie la o școală din Drochia, directoarea instituției de învățământ a fost găsită fără suflare în sala de sport. Preliminar s-a stabilit că femeia de 38 de ani și-ar fi pus capăt zilelor. Corpul neînsuflețit al acesteia a fost depistat de către un angajat al școlii. În seara zilei de 18 mai, poliția din Drochia a fost sesizată de către un angajat a unei instituții de învățământ dintr-o localitate din raionul Drochia, despre faptul că în jurul orei 19:40, în sala de sport a instituției respective, a fost depistat cadavrul strangulat al unei femei de 38 de ani, angajată a instituției date. Pe suprafața corpului neînsuflețit al femeii nu au fost depistate alte semne de moarte violentă. Corpul acesteia a fost îndreptat spre examinarea medico-legală pentru stabilirea exactă cauzei decesului. Deocamdată nu este clar motivul care a determinat-o pe femeie să recurgă la acest gest. Pe caz a fost inițiat un proces penal. Oamenii legii urmează să stabilească dacă există alte circumstanțe ale tragediei.